Bine v-am regăsit, urmăriți știrile locale Antena 3 Deva. Încă o situație alarmantă provocată de un consumator de droguri în Deva. În plină zi, în centrul orașului, un tânăr a smuls un copil din brațele mamei sale. Din fericire, un jandarm aflat în timpul liber și oamenii care erau în zonă au sărit în ajutorul mamei. L-au prins și l-au imobilizat pe răpitor până la sosirea unui echipaj de poliție. Tânărul, care se comporta ciudat, a fost condus la o unitate medicală în vederea evaluării psihiatrice. Am fost martor la... sunt în telefon. S-a întâmplat marți la prânz în piața Aras, unul dintre cele mai cunoscute locuri din Deva. Trecătorii au sărit imediat în ajutorul mamei disperate. Minorul nu a suferit vătămări corporale, iar tânărul a fost reținut până la sosirea polițiștilor. Unul dintre cei care a intervenit este jandarm. Maiorul Daniel Tănase era în timpul liber și se afla în zonă. Mă aflam cu soția și copilul la o plimbare prin parc. La un moment dat am observat mai multe persoane care aveau un conflict, am auzit mai multe strigăte de ajutor din partea acestora, mai precis ajutor săriți, mi-au furat copilul. M-am îndreptat spre locul evenimentului, am observat o persoană de sex masculin care îi luase din brațele mamei un minor, un jur de aproximativ 3 anișori. Am procedat la imobilizarea acestuia, am luat copilul, l-am dat mamei respective și am imobilizat persoana împreună cu alte persoane care se aflau la fața locului. Un echipaj de la ordine publică Deva l-a preluat pe tânăr și l-a condus la o unitate medicală. Tânărul are 29 de ani și le-a spus polițiștilor că i s-a părut că în brațele femeii ar fi copilul lui. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de loviri sau alte violențe și continuă cercetările pentru a se stabili cu exactitate toate circumstanțele comiterii acestei fapte și a se dispune măsurile care se impun. În urma evaluării psihiatrice, tânărul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie ZAM. În urma probatoriului s-a dispus extinderea urmăririi penale și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate.